toată lumea are alunițe, pare tot fel de chestii pe piele. Când este bine să vii la medic? Când ar trebui să te îngrijorezi așa ceva și să vii să cauți o procedură prin care să scapi de ele? În principiu, orice persoană, indiferent că are sau nu alunițe, ar trebui să facă un consult dermatologic în vederea identificării dacă cumva există vreo leziune suspectă. În principiu, leziunile care sunt suspecte sunt leziunile apărute recente, care își modifică dimensiunea, forma, culoarea. Sunt leziunile care oarecum pot să dea o anumită simptomatologie, în sensul că poate exista durere, înțepătură, senzație de arsură sau leziuni care încep să ulcereze, să sângereze. Odată ce vii aici la medic, eu știu, poate sunt oameni care le teamă. Ce ar trebui să știe cei care vin aici, legat poate de faptul că aveți aparatură modernă, că această procedură nu este una dureroasă eventual? Legat de electrocauterizare, presupun că vă referiți, electrocauterizarea este o procedură nedureroasă, în sensul că înainte să o efectuăm, realizăm o anestezie, o anestezie locală la locul de localizare al leziunii ce necesită a fi îndepărtată prin electrocauterizare. Anestezia aceasta se poate realiza fie cu cremă anestezică, fie putem folosi anestezia locală injectabilă. Primul pas este dezinfecția tegumentului, după care urmează anestezia injectabilă. Deci, practic, durerea se limitează la o înțepătură, ca de albine, să zicem, care durează maxim 5 secunde numărate. Și cât ține efectul anesteziei? Efectul anesteziei ține în funcție de substanța folosită. În principiu, anestezia locală cu crema anestezică durează în medie cam 30-40 de minute, iar anestezia injectabilă poate să dureze până la 4-6 ore. Există contraindicații atunci când vine vorba de anestezie? Adică oricine poate să facă acest tip de anestezie? Contraindicații sunt, mă refer aici la anestezia locală la pacientele însărcinate. De asemenea, poate exista o alergie la anestezie, la anestezicul folosit. Într-adevăr, este destul de rară, dar se poate întâmpla. Procedura în sine, este ea dureroasă sau odată ce ai anestezia făcută nu mai simți absolut nimic și atunci nu trebuie să-ți faci griji? Odată instalat efectul anesteziei locale, durerea este absentă. Singura senzație care se simte este senzația tactilă, practic. Pacientul simte că se lucrează în locul respectiv, dar nu simte absolut nicio senzație de durere. Cât de mult poate să dureze o astfel de operație? Operație e mult spus. Electrocauterizarea durează în funcție de numărul leziunilor, de suprafața de întindere a acestora. De exemplu, pentru o leziune unică, electrocauterizarea în sine durează maxim câteva minute. Majoritatea cazurilor, dacă este vorba despre un papilom, un angiom, se reduce la un minut. Când ar trebui să vii la medic? Există un moment anume, eu știu, trebuie să vii dimineața, trebuie să nu mănânci înainte, trebuie să ai, eu știu, pentru anestezie sau pentru această operațiune în sine. Sunt ceva indicații speciale sau poți să vii absolut oricând, fără o pregătire anume, eu știu, poate există contraindicații legate de anumite medicamente sau ceva de genul ăsta? Nu neapărat o contraindicație în cazul folosirii medicamentelor, în schimb persoanele, de exemplu, care folosesc medicație anticoagulantă pot să sângereze puțin mai mult, dar electrocauterizarea beneficiază și de coagulare în momentul în care o folosim și atunci riscul de sângerare este limitat. Eu recomand pacienților în momentul în care sunt programați pentru electrocauterizare să vină mâncați, să nu vină cu stomacul gol, mai mult din cauza, eu știu, temerii pe care o au ei, dar nu legați de actul medical în sine. Este bine să te ocupi de mai multe palunițe sau, eu știu, excrescențe din acestea odată sau să le iei pe rând astăzi una, poate peste două săptămâni alta și așa mai departe? Dacă este vorba, de exemplu, de papiloamele din regiunea cervicală, acei ciucurași denumiți în termeni populari, aceștia pot fi realizați într-o singură ședință. Bineînțeles, se face anestezie la fiecare în parte, pot fi rezolvați în maxim jumătate de oră, bineînțeles și în funcție și de numărul lor. Aș vrea să vorbim puțin despre condițiile și mai ales despre aparatura de aici de la OCH. Cum vi se par ca și medic condițiile de aici și aparatura pe care o folosiți? Condițiile pentru efectuarea electrocauterizării în Policlinica OCH sunt excelente, în sensul că pacientul beneficiază de un confort maxim.
Electrocauterul este un electrocauter de ultimă generație cu o precizie înaltă, care practic garantează un risc minim de complicații sau de neplăceri create pacientului. Odată folosit această operațiune, odată ce treci prin ea, scapi de tot, de toate urmele, sau mai rămâne și o mică cicatrice sau trebuie să mai stai acolo cu un pansament pentru o anumită perioadă? În funcție de experiența medicului și în funcție de cât de profund se lucrează cu electrocauterul, bineînțeles că și efectele de după sunt variate. În principiu, electrocauterizarea este o manevră care reduce la minim riscul unei cicatrici. Este posibil ca în urma efectuării să existe o hiperpigmentare reziduală, dar care se reduce în timp. Cum ar trebui oamenii să trateze locul respectiv după această operațiune? Există ceva indicații speciale în sensul ăsta? Cu siguranță, după electrocauterizare rămâne practic în urmă pe tegument o mică arsură. O mică arsură care trebuie să beneficieze de o toaletă locală, în sensul că trebuie o dezinfecție zilnică și o aplicare a unei creme cu sau fără antibiotic în funcție de necesitatea pacientului și de necesitatea locului tratat. Este nevoie și de un pansament care să stea pe perioadă mai îndelungată sau e de ajuns pentru, eu știu, primele ore sau prima zi după operațiune? Dacă leziunea este de dimensiuni mari, atunci indicația este de folosirea unui pansament steril peste dezinfectant și peste unguentul antibiotic. Dacă leziunile sunt mici, cât gămălia unui ac, să spunem, nu necesită neapărat aplicarea unui pansament local. Este suficientă puțină pudră antibiotică, să spunem, pe deasupra, sau doar dezinfectat zilnic câteva zile. Aici depinde de cât de repede se vindecă pacientul în funcție de particularitățile tegumentului lui. Inițial, dacă leziunile sunt mici, poate este necesar de 3-4 zile. Dacă sunt mai mari, timpul de vindecare poate ajunge și până la maxim 2 săptămâni. Ce le spuneți celor care consideră că e doar o luniță, mai bine o las așa decât să umblu la ea, decât să fac ceva acolo, mai bine o las așa și nu merg la medic? Ce ar trebui să știe acele persoane? Vis-a-vis de alunițe este o discuție mult mai largă. În principiu, prin electrocauterizare se rezolvă leziunile cutanate benigne. Alunițele pot fi benigne sau pot fi maligne sau pot fi premaligne. Orice aluniță care are suspiciune de malignitate sau care prezintă atipii la examenul dermatoscopic, din punctul meu de vedere, are indicație de excizie chirurgicală cu margini de siguranță și cu examen histopatologic. Dacă vorbim de leziuni cutanate benigne, atunci da, le putem rezolva și prin electrocauterizare. Ok, și la final aș vrea să vă întreb, oamenii care vin la dumneavoastră, de obicei sunt tineri, bătrâni, femei, bărbați, cum îi caracterizați pe cei care vin aici de obicei pentru o asemenea operațiune? Pacienții sunt de toate vârstele. Un lucru pe care nu l-am precizat până acum este că electrocauterizarea poate fi realizată atât la copii cât și la bătrâni. Nu are practic o limită de vârstă. Un procent mai mare, să zic, sunt pacienții cuprinși între 30-60 de ani. Mai rar leziuni de genul verucilor, condilomelor, papilomelor la copii. Dar sunt cazuri, de exemplu, de copilași care au moluscum contagiosum și care necesită rezolvarea acestor leziuni prin electrocauterizare.